Salutare tuturor! Astăzi verific un Ford Focus din 2012. Este break, are 105 cai, deci este motorizarea nouă și arată destul de bine. Cam asta este mașina. Nu am mari particularități să vă arăt la ea, dar am vrut să vă prezint așa puțin opțiunile și să spun câte ceva despre un Ford, că Ford încă n-a apărut în verificări. Deci, cam așa arată mașina. Este destul de bine dotată, are și self-parking. De obicei, la cu self-parking, cred că așa se numește sistemul, mai au un senzor aici în lateral. Mașina are cauciucuri de iarnă care sunt so-and-so. Ce-i fain la Ford este că multe mașini titanium vin cu dotarea asta de... Așa vă arăt acum. Dotarea asta de aici, da? Parbriz încălzit. Parbriz încălzit cu firicele. Nu știu dacă se văd firicelele. Așa. În rest, mașina arată destul de bine, pornește bine. Nu sunt cheile. No keys. Așa. Foarte interesant și asta mi-a plăcut foarte mult la mașină, este că omul a fost destul de sincer cu noi și mi-a arătat factura de achiziție, CMR-ul, mi-a spus că a plătit pe transport, am văzut cât a costat mașina, am văzut tot. Și ceva foarte fain este că pe factura de la Cars on the Web apar kilometrii trecuți pe factură. De obicei, Cars on the Web trece kilometri pe factură. Deci asta este un mod destul de simplu de a verifica dacă mașina are sau nu kilometri reali. Dacă dintr-un motiv sau altul kilometrii nu apar acolo, înseamnă că mașina are alți kilometri și kilometrii au fost mânăriți. Am o întrebare pentru voi. Dacă v-ați cumpărat recent mașini de la importatori de mașini, Samsari, dealer și așa, ați verificat chestia asta ca kilometrii să fie trecuți pe factura de achiziție? Aștept comenturile voastre, părerile și sugestiile voastre în secțiunea de comentarii și vă mulțumesc. O zi faină să aveți!